Salutare! Astăzi o să facem un episod mai diferit pentru că o să încercăm niște sucuri mai ciudate. Am mai făcut în trecut un videoclip în care încercam sucuri ciudate, iar astăzi o să încercăm o marcă care se cheamă Twist & Drink. Nu știu dacă mulți dintre voi ați auzit de ea, dar eu am mai băut, pentru că am băut exact în videoclipul ăla cu Twist & Drink și mi-a zis de ce să nu fac cu mai multe arome. Așa că am ales 4 arome de la acest sortiment. Twist & Drink se cheamă chestia asta și este foarte, foarte interesantă. Vedeți cât de ciudate sunt. Asta este cu raspberry. Ce era raspberry? Smeură, da. Prin parcă smeură sau mure, nu mai știu exact, raspberry. Așa că așa arată, este foarte subțire. Mai e subțire decât încheietura mea și poți să o palmezi. Știi, dacă te duci pe la liceu, doamna și te vede profesorul, ce ai acolo? Nimic, domnul profesor, n-am nimica, știi? N-am absolut nimica, știi? Mă rog, oricum. Așa că, de ce se cheamă Twist & Drink? Pentru că, exact aici scrie, Twist & Drink, adică răsucește și bea, așa că... Am scos un mic căpăcel și vedeți, este o mică găurică acolo. Nu se focalizează, n-am camera bună. Așa că, bon apetit! Aici scrie că nu conține coloranți artificiali și îndulcitori. Zmeură, cred că asta sau mure, nu mai știu exact. Mamă, cât de bun e. Nu este cu acid, este fără acid, dar este foarte bun. E ca și când ai bea un suc din acela fără acid de fructe. Pur și simplu de fructe. Așa că o să-i dau nota 10 pentru chestia asta, pentru că este foarte interesantă. Următorul este Raspberry Sherry. Sherry. Și acum mulți o să ziceți, vezi că ai puțin engleză pe la gură. Oricum, îmi place gluma aia, oricum. Sherry, cum se zice? Sherry sau Sherry? Sherry se zice de cireșe, pe românește. Așa că, twist, scoate în căpăcelul and drink. Mamă, cât de bun e ăsta! Nu, mai bun decât celălalt. E mult, mult mai dulce și îți lasă în gură gustul de cireșe din acelea mari, albe, pe care le furați voi de fiecare dată când ajungeți pe o stradă și vedeți un copac care atârnă pe trotuar, trebuie repede să vă urcați pe gard și să furați niște cireșe. Credeți-mă, am pățit-o, am și un cireș la poartă, am avut de fapt, am trăit. Și da, cam acesta este gustul, este gustul ăla când iei, când mănânci niște cireșe furate de la vecinul. Așa că o să-i dau nota 10. Următorul este Twist & Drink Apple de mere. Așa că, bineînțeles, twist, hai mă, and drink. Avem miros de oțet de mere. Stai că n-am apucat. Are gust de mere din acelea albe. Mere albe, mere galbene, pardon. Și nu e așa puternic aromat, însă gustul ăla pe care ți-l lasă în gură după aceea este foarte dulce. Nu știu cum să vă explic, oricum o să dau nota 10 pentru asta. Super Twist & Drink, așa că ultima, dar nu cea din urmă, este acesta de portocale. Și asta este cea mai colorată, după câte văd, îmi place cum arată. Twist, bineînțeles, & Drink. O, cât de dulce e asta, e cea mai dulce. Mamă, cât de bună e. Asta da. Asta da, asta îți lasă în gură gustul de portocale. Este foarte, foarte bun. E ca și când ai bea un suc de portocale, adică chiar bei suc de portocale, what the fuck. Știi? Ah, și bun rău, așa că o să-i dau nota 10 și pentru ăsta. Deci, zici că este o sticlă de sticlă, dacă vă uitați puțin atent, puteți copiii puteți să vă luați și să dați petrecere cu astea, știi, dați un shot așa, unul pe gâtul meu. Am o idee. Ce ziceți să combinăm aceste două? Deci acum combinăm mere cu portocale. Mamă, cât de genial e! Wow! Acum combinăm smeură cu cireșe. Mamă, cât de
Acum o să combinăm de toate patru. Ok. Ia să vedem. Bun apetit! Băi, mamă, cred! Băi, nu exagerez, dar îți lasă un gust. E ca și când îți vine deodată o portocală în gură, apoi imediat o bucată de măr, imediat ce mai este aici, cireșe. Mamă, e genial, genială senzația asta, mă jur. Cât de șmecher, n-am simțit în viața mea gusturile astea, mă jur. Nu e ca și când ar fi fructe multe într-un suc, ci pur și simplu îți vine așa pe rând acele gusturi, așa că o să-i dau notă 10 la asta. Eu sper că v-a plăcut, sper că v-a distrat acest video și lăsați neapărat sugestii în comentarii. Vreau neapărat să dați un mare like, să vedem dacă ajungem la 5.000 de like-uri, măcar la 5.000 de like-uri sau la 10.000 de like-uri. Așa că vreau să vă mai zic că voi sunteți cei mai tari dansatori și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!